Culesul de tei a început de ceva vreme, de vreo 3 zile aici. Poate ceva mai bine, dar am aici acești faguri. Acesta este unul vechi pe care l-a umplut de miere mai de mult, dar aceștia trei sunt faguri noi. Ne fac probleme că nu vrea să fie atâta deschis. Sunt construiți, i-a construit și ăsta care l-am băgat pe rând câte unul, dar acesta fiind primul, este mai construit și este plin cu miere. Mierea nu este mai cu apă. Deocamdată, așa că ei o înșiră mult în cuib. Nu a fost un stup tare. I-am băgat magazie, dar nu a urcat în magazie. Acum am să-i bag încă un fagure, care a mai fost ouat, probabil că anul trecut, lângă cuib, ca să-i mai fac spațiul lui matcă. Aici am un hrănitor cu ramă clăditoare care este construit cu trântor și este cu miere. Am să-l las să căpăcească și am să extrag miere în fagur. Acum să vedem dacă să omor cât mai puține albine ca să pot să-l scot de aici și să-l vedem. Sunt agitate, nu le convine că nu mai au spațiu, nefiind un fagure, au umflat spațiu. Aceasta este construit de trântor și au băgat miere. Să încercăm să-l băgăm la loc, fără să agităm prea mult, cu toate că se freacă fagurii unul de altul, că iau. I-au lățit. Nefiind un fagure, a avut spațiu și a lățit. Aici urmează diafragmă. Și corpul de strâns. În care nu prea au urcat încă. Probabil că nu o să urce, dar fiind cald, este folosit pentru ca spațiul să fie mare. Altceva am vrut să mai spun. Nu îmi place cu mai multe tipuri de faguri. Dacă erau aceleași tipuri de faguri, puteam să scot niște faguri de aici care au miere, să-i pun sus și să izolez spațiul peste diafragmă, să pun un plastic din acestea așa și să-l limitez. Este un carton, este sita de ventilație pentru transport și capacul. Acest acoperiș funcționează la mine și iar. Pentru strânsură am zis că se poate folosi același tip de rame. Se pune diafragmă jos ca să nu urce matca.
și se pun ramele sus, una, două, trei, câte trebuie, și se izolează simplu cu o folie, care pe vremuri, bineînțeles, nu era. Aici am un roi. Care l-am arătat, l-am făcut cu podișor Schnellgrof, iar după, cam prin 10-15 iulie, teiul este trecut, aproape trecut, oricum ultimele 5 zile nu mai fac nimic albinele, acesta este plin cu miere. Cu miere, cu nectar. Mierea mai târziu, am zis că mă uit puțin la el să văd cum stă cu matca, cu oatul. Acesta este greu, neapărat are miere, nu cred că mai are puiet. Nu. Este plin cu miere. Asta înseamnă o problemă. Matca este blocată, nu mai depune puiet, trebuie văzut cu deblocarea lui cuib. Eu aici n-am intervenit de când l-am făcut, nici nu m-am uitat aici. Da, blocat cu miere. Blocat cu nectar, deci trebuie să iau măsuri, să mai bag niște rame. Dar acum este cam problemă și cu ramele, că ele când adună, ele blochează tot. Cum iasă puietul, cum îl blochează? Blochează cuibul. Până la sfârșit, problema cu spațiu pentru oat există, se asigură greu, pentru că abia ce iasă albina, ramele unde sunt albinele, le blochează cu nectar. Acum e cu spațiu de depozitat nectar, spațiu de oat mate. Și cam asta este pentru acum. Și spor la activitate. Atenție că cele care au botcă pentru roit s-ar putea să plece.